Alan Johnson se tot uita pe fereastră și se gândi că noaptea trebuie să fi fost rece, întrucât asfaltul era acoperit de gheață și strălucea ca sticla. Din cauza vremii nefavorabile, serviciile publice nu au reușit să curețe toate străzile orașului la timp. Interesant! Vechea mea mașină va face față drumului de astăzi. Se gândea bărbatul. Soția lui Johnson și-a rugat soțul să meargă la magazin, căci pe ea o durea capul din cauza vremii rele. Bărbatul în vârstă, mormăind puțin despre vreme, s-a îmbrăcat fără de dorință. A luat lista de cumpărături și a părăsit casa imediat. A simțit frigul străpungător deodată. Mașina sa veche stătea în garaj, așa că nu era plină de zăpadă. Deschizând cu greu garajul, Bărbatul în vârstă a aprins lumina și s-a uitat cu drag la mașina lui strălucitoare. Au trecut atât de mulți ani, iar tu arăți la fel de grozav, a spus el uitându-se la capota mașinii. Apoi Johnson a urcat în mașină, a reglat oglinzile și a ieșit cu grijă din garaj. Spre surprinderea lui, asfaltul nu era atât de alunecos pe cât se aștepta. Având senzația de ușurare, a început să răsucească butonul radioului în căutarea unui cântec bun. Bătrânul a fost doar momentan distras, dar a fost suficient pentru a provoca un accident. La câțiva metri de mașina lui, a apărut deodată un bentley nou strălucitor. Bătrânul a apăsat imediat pe frână, dar era prea târziu din cauza asfaltului alunecos, mașina nu a avut timp să se oprească la timp și s-a lovit în mașina scumpă. Alan auz un sunet metalic. De la acest impact s-a lovit cu capul de volan, iar din ochi au început să-i sară scântei. În cele din urmă. După ce și-a revenit. Bărbatul a coborât din vechea lui mașină și s-a apropiat de Bentley. Pe spatele mașinii era o adâncitură mare. Uite că gata! Viața mea liniștită a luat sfârșit, chiar aici. Nu voi putea plăti pentru reparația acestei mașini nici peste cinci ani. S-a gândit el în timp ce își ștergea sângele de pe frunte. Frica i s-a intensificat când ușa mașinii s-a deschis și a ieșit un bărbat înalt, într-un costum elegant. Străinul s-a apropiat de bărbatul în vârstă. Cu siguranță acesta este un om bogat. Poate fi om de afaceri. Se gândi cu teamă Alan. În acest moment, proprietarul mașinii, ignorând bărbatul în vârstă, a început să-și inspecteze mașina. Apoi s-a apropiat de bărbat și a spus: Bine! Să vedem documentele dumneavoastră! Bătrânul, fără a se certa, i-a dat permisul său de conducere. Tânărul a scos de față cu bătrânul din buzunar un telefon de ultimul model și a făcut o fotografie locului unde s-a produs accidentul, precum și permisului de conducere. Bine, așteptați vești de la mine. Mașina trebuie reparată. A spus bărbatul cu o voce calmă și a întors actele bătrânului. Apoi, după ce și-a luat rămas bun. Străinul bogat s-a urcat în bentleiul său și s-a rătăcit printre alte mașini. Punându-și actele în buzunar, Johnson s-a dus la vechea lui mașină, la care din cauza accidentului farul din față era stricat și geamul crăpat. Curgeau lacrimi din ochii bărbatului în vârstă. Nu se putea opri să se gândească cât de mult ar costa să repare această mașină scumpă. În loc să meargă la magazin, s-a întors acasă cu vești proaste. Văzând un nas rupt și o față însângerată, soția domnului Alan a alergat spre el, încercând să pună gheață pe vânătăi, dar bărbatul și-a împins soția. Nu a vrut să facă nimic cu fața lui. Au trecut două zile pline de stres, ambii așteptând cu nerăbdare un apel de la proprietarul Bentley. Numai după ce au băut valeriană, au putut să nu să se mai gândească la asta pentru un timp. Ce vom face? Cum vom plăti pentru reparația acestei mașini scumpe? Probabil va trebui să vindem casa. Altfel, nu vom putea plăti. S-a gândit bătrânul. Soții au trăit modest. Ca toți vecinii. Fără economii și alți bani strânși. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă fiul nostru Smid ar fi încă în viață. Reflecta în mod trist soția lui Alan din nefericire fiul lor a murit 20 de ani în urmă. A fost o poveste foarte tragică pentru cuplu. Din păcate, nu au avut timp să se împace cu fiul lor înainte de moartea acestuia. A fost o ceartă stupidă. Cu mulți ani în urmă, Smith îi dăruise tatălui său de ziua lui un chevrolet din anii 80. Tatăl a fost încântat să vadă cadoul, dar nu a crezut că mașina mai funcționează. Cu toate acestea, mașina avea un secret. Înăuntru era un motor nou-nouț, asamblat din piese noi de la alte modele. Dar Alan nu era mulțumit de cadoul fiului său. Credea că merită ceva mai bun. De exemplu un Cadillac sau un Ford. Oricât i-ar fi explicat Smith tatălui său că numai exteriorul mașinii era de la modelul vechi, iar tot interiorul era din modele noi și totuși bătrânul era neclintit. Fiul lui era îngrijorat de siguranța tatălui său, așa că nu l-ar lăsa niciodată să conducă o mașină veche într-o stare proastă. Dar în ciuda tuturor argumentelor lui Smith, bătrânul a decis să vândă mașina, ceea ce l-a jignit foarte tare. În acel moment, tatăl și fiul s-au certat. Și, deși bărbatul a decis totuși să nu vândă mașina, cuvintele și comportamentul tatălui l-au rănit pe fiul său. Domnul Alan nu și-a putut imagina că aceasta va fi ultima lui conversație cu fiul său. Lui Smith i-au propus un loc de muncă la 3000 de kilometri de lângă orașul Natal. Pe platformele petroliere. A fost pilot și a lucrat adesea cu companii petroliere din Alaska pentru a le livra marfă. Odată când a făcut un alt zbor elicopterul său s-a prăbușit din cauza vremii nefavorabile. Neajungând către pista de aterizare, care se afla la doar câțiva metri de locul accidentului. În acest moment, soții Johnson și-au pierdut singurul fiu adorat alături de care visau să trăiască toată bătrânețea. Abia după moartea fiului său, domnul Johnson a aflat ce mașină excelentă. I-a dăluit fiul său. Au trecut 20 de ani și mașina era încă ca nouă, nu au fost necesare reparații. Alan Johnson s-a pierdut în amintirile sale când, dintr-o dată, o bătaie în ușă l-a adus înapoi la realitate. Fără să-și ia ochii de la soțul ei, soția s-a amers să deschidă ușa. În prag stătea un bărbat înalt, îmbrăcat elegant. Alan l-a recunoscut imediat. Era șoferul la Bentley. Bărbatul s-a uitat în jurul casei soților, încercând să-și dea seama cât ar putea costa. Apoi a zâmbit și a spus. Ei bine, Smith. Iată din nou ne-am revăzut. Te-am căutat de foarte mult timp. Bărbatul, șocat de ceea ce a auzit, a urmărit privirea străinului și a văzut că se uita la fotografia fiului său mort. Smith? Îl cunoști pe Smith? Desigur că îl cunosc. Am fost cel mai bun prieten al lui. E o poveste lungă. Nu o să-mi faceți o ceașcă de ceai. A spus străinul misterios, arătând că nu avea intenții rele. Câteva minute mai târziu, stând în bucătărie cu o ceașcă de ceai. Bărbatul a început să-și spună povestea. Numele lui era Fred Williams. Și, ca și Smith, era pilot care lucra la stațiile petroliere din Alaska. Deci, Smid era din Nebraska și Fred din Wyoming, tinerii s-au împrietenit rapid. Adesea zburau împreună. În ziua în care Smid a murit, Fred era în cabina alături de el. Vremea a fost groaznică. Rafale puternice de ploaie. Dar chiar și așa, piloții au fost nevoiți să decoleze, întrucât unul dintre angajații companiei avea apendicită acută și trebuia dus de urgență la cel mai apropiat spital. În această zi, Smith a fost la cârmă. Și poate datorită lui copilotul și pasagerul bolnav au putut supraviețui. În timpul aterizării grele, Smith i-a spus copilotului său să rămână lângă pasager în timp ce acesta încerca să mențină altitudinea. Din păcate, nu a reușit. Helicopterul s-a prăbușit la pământ. Fred și-a rupt piciorul, iar pasagerul cu apendicită a scăpat cu zgrieturi ușoare. Smith a murit înainte de sosirea medicilor. Înainte de moartea sa, Smith i-a spus lui Fred că trebuia să se întâlnească cu tatăl său și să ceară iertare. Acestea au fost ultimele cuvinte ale băiatului. Fred William s-a petrecut mult timp în spital, recuperându-se după accidentare. A fost nevoit să uite de cariera sa de pilot. Cine va angaja un așa pilot? De-a lungul timpului, știoparea bărbatului a devenit aproape invizibilă. Fred a intrat în afaceri, dar nu a încetat să caute părinții lui Smith. Dar toate căutările au eșuat. I-a luat mult timp să-i găsească. În cele din urmă s-a hotărât să meargă cu propria mașină în Nebraska. Norocul i-a zâmbit, și domnul Johnson, pe care îl căuta atât de mult, s-a izbit singur în mașina lui. După ce au ascultat povestea, soții Johnson nu și-au putut reține lacrimile. Nu le-a venit să creadă că, în sfârșit, peste 20 de ani, au aflat ce s-a întâmplat cu fiul lor. Bătrânii l-au îmbrățișat pe Fred de parcă ar fi fost propriul lor fiu. Acum, soții Johnson erau calmi, știind că Smith nu era supărat pe ei. Dacă ți-a plăcut povestea noastră, abonează-te la canal. Pune like, activează notificările și scrie părerea în comentarii. Pe curând!